dau citire proiectului. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, în vederea depunerii spre finanțare și rambursări ulterioare prin programul operațional regional 2014-2020. Inițiator Naviu Nicolae, primar. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat. Inițiator Naviu Nicolae, primar. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Onești și modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Inițiator Naviu Nicolae, primar. Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Intrăm în ordinea de zi cu primul punct. Proiectul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, în vederea depunerii spre finanțare și rambursări ulterioare prin programul operațional regional 2014-2020. Inițiator Matiu Nicolae, primar, a dat cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune realizarea unei investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor spitalului, consolidarea lor, precum și reabilitarea parțială a acestora cu sprijinul fondurilor nerambursabile disponibile prin programul operațional regional 2014-2020, AXA 3. Municipiul Onești va sprijini Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești prin asigurarea cofinanțării necesare realizării investiției și prin realizarea activităților ce vor fi prevăzute în cadrul acordului de parteneriat. Vă mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Stimate doamne și domnul consilier, obiectivul investițiilor reprezintă lucrările de reparații, modernizare și eficientizare energetică a tuturor corpurilor de clădire, cu excepția maternității și a secției de contagioase, inclusiv a corpului de centrală termică. Pentru centrala termică. Pentru execuția lucrurilor. Prin execuția acestor lucruri se dorește scăderea consumurilor de energie pentru încălzire, prepararea apă caldă, menajele și lumina, creșterea calității serviciilor spitalice și a confortului pacienților și personalului medical. Pentru a degreva bugetul local de sumele necesare realizării investiției, se propune aplicarea la acest program. În acest sens, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI. Astfel, costul estimativ al investiției este de 24.320.916,91 lei investiția în partea de construcții și partea de montaj este în valoare de 17.501.943,7 lei. Valori fără TVA. Valorile cu TVA sunt 28.855.393,52 lei, iar partea de montaj este de 20.827.312 lei. Durata de realizare a investiției este 24 de luni. Bugetul proiectului este în valoare totală de 28.855.393 lei, din care neeligibile 107.856 lei, valoarea eligibilă inclusiv TVA este 28.747.537 lei. Contribuția proprie a municipiului Onești este de 682.806,94 lei. Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile este de 574.950.000 de lei, iar contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile este de 107.856 de lei. În concluzie, asistența financiară nerambursabilă care se solicită este 27.172.586 de lei. În acest context, cheltuielile conexe vor fi suportate de la bugetul local. Indicatorii de performanță energetică sunt cei care i-am menționat. Sumele necesare finanțării investiției vor fi incluse în bugetul local, precum și în listele de investiții anuale și multianuale. Mulțumesc!
reprezentantul Comisiei de Specialitate. Discuții pe marginea proiectului. O singură, câteva aprecieri vreau să fac, dacă îmi permiteți. Dragi colegi, actul final în ceea ce privește depunerea acestui proiect. Vreau să mulțumesc în primul rând pentru inițiativă și disponibilitatea primarului nostru, care a fost 100% lângă acest proiect, și dumneavoastră, colegilor, pentru că de fiecare dată când au apărut chestiuni de urgență, ați fost prezenți, că a fost dimineață, că a fost seară. Mulțumesc tare mult, de aia Dumnezeu să fie bine. Acum noi ne-am terminat, ne-am încheiat treaba, cum s-ar spune. Ar fi bine să fie declarat și regibil. Mulțumesc tare mult. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat. Inițiator Nacu Nicolae, primar. Aveți cuvântul dumneavoastră. Mulțumesc. Având în vedere necesitatea rezolvării unor probleme care vizează creșterea calității serviciilor medicale pe care le oferă Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, se intenționează atragerea unor fonduri nerambursabile. Conform cerințelor finanțatorului, este necesară aprobarea atât a proiectului reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică a Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, care a fost elaborat în vederea depunerii cererii de finanțare, cât și a sumelor aferente valorii totale acesteia, a contribuției proprie a primăriei Municipiului Onești, a sumelor aferente cheltuielilor eligibile, neeligibile și a cheltuielilor care pot să apară în mod suplimentar estimărilor actuale, după elaborarea proiectului tehnic, cât și aprobarea acordului de parteneriat, care stipulează obligațiile părților implicate în realizarea acestei investiții. Vă mulțumesc! Reprezentantul compartimentului de specialitate. Logice de aplicare a ordonanței de guvern 40/2015, acordul de parteneriat trebuie să cuprindă datele de identificare, descrierea activităților, valoarea estimată, conturile bancare, contribuția financiară și prevedere referitoare la răspunderea fiecarei părți. De asemenea, în ghidul specificat solicitantului din cadrul programului operațional 2014-2020 este prevăzut în anexa 20 model G, modelul în cadru de acord de parteneriat. La articolul 2 din prezentul proiect de hotărâre, supus dezbaterii, este prevăzut modelul de acord de parteneriat, care coincide cu prevederile din ghid și articolul 34 alineat 4 din 2016, fiind stabilite atât activitățile și subactivitățile pe care fiecare dintre parteneri trebuie să le desfășoare în cadrul proiectului, cât și responsabilitățile care sunt corelative și concepute ca fiind proporționale cu acestea. Față de cele arătate, mai sus urmează să deliberați. Reprezentantul Comisiei de Specialitate. Tot compartimentul de specialitate, mai avem un raport. Da, vreau să fac precizarea, am spus la ceea ce a spus colega mea, că partea care revine primăria Onești în acest proiect este realizarea activității de publicitate și informare. Celelalte activități vor fi sub direct angumarea și coordonarea Spitalului Municipal Onești, bineînțeles că sprijinul primăriei Onești. Valorile care sunt aferente proiectului care trebuie aprobate sunt cele pe care le-am menționat anterior și care sunt trecute și în acordul de parteneriat, astfel încât valoarea totală a cererii de finanțare este aceeași, respectiv 28.855.393,52 lei. Asistența financiară nerambursabilă solicitată 28.172.586,58 lei. Mulțumesc! Comisia de Specialitate. Discuții pe marginea proiectului. Dar o întrebare, e vorba de același proiect sau alt proiect? Aproximativ aceeași. Deci, această hotărâre, practic, sprijină prima hotărâre, același proiect. Da. Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva?
Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Onești și modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Fundulierat Dr. Luca Onești, inițiator Napiu Nicolae, primar. Aveți cuvântul, domnule primar. Mulțumesc. Rectificarea bugetului local al municipiului Onești pe anul 2017 se impune datorită suplimentării sumelor defalcate din taxă pe valoare adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, în vederea achitării drepturilor salariale pentru învățământ. De asemenea, prin adresa numărul 537 din 15 ianuarie 2017, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protoieria Onești, solicită sprijin de la bugetul local pentru continuarea lucrărilor de la pavilioanele 2, 3 și 4, ceea ce impune modificarea anexei numărul 11, ce reprezintă sumele alocate pentru finanțarea unor proiecte, activități educaționale, alte activități organizate de municipiul Onești, anexa la hotărârea numărul 45 din 2017, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al municipiului Onești pe anul 2017. Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești transmite modificările făcute în structura bugetului, care conțin transferul de fonduri din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare, în vederea suplimentării listei de obiective de investiții la imobilizări necorporale și virări de credite între articole și alineate. Menționez faptul că din această modificare a structurii bugetului local vor fi și sume, nu sumele integrale se duc către protoierie, ci și spre Victoria Maria Magdalena, dar în ședința ulterioară vom iniția un proiect de hotărâre cu sumele exacte alocate fiecare investiții în parte. Vă mulțumesc. Reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere adresa numărul 219715 din 2017, cu privire la rectificarea bugetară conform UG numărul 63 din 2017 și întocmită de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, Iași, prin care ni se comunică modificarea sumelor defalcate din taxă pe valoare adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunităților, orașelor, municipiilor, se impune suplimentarea cu suma de 53.000 lei a capitolului 68 asistență socială, sumă necesară pentru finanțarea drepturilor asistenților personal, ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav. De asemenea, conform adresei numărul 219.715, emis în 2017 de Ministerul Finanțelor Publice, se diminuează cu suma de 6.000 lei capitolul 6802 asistență socială pentru plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familiile defavorizate în scopul stimulării participării la învățământul preșcolar, conform prevederilor legii 248/2015. Cu adresa numărul 2216 din 2017, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bacău comunică suplimentarea sumelor defalcate din taxă pe valoare adăugată cu suma de 3.387.000 lei, finanțare de bază a unităților de învățământ pe universitar de stat, suma alocată pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și altor drepturi salariale stabilite de lege aferente unităților de învățământ. Cu adresa numărul 44.635 din 2017, se solicită virarea drepturilor salariale pentru luna septembrie a personalului din cabinetele școlare medicale în cuantum de 108.000 lei. Se suplimentează capitolul 7002, dezvoltare publică, cu suma de 100.000 lei la titlul rambursări de credite și se diminuează capitolul 5502, dobânzi, cu suma de 100.000 lei. La cheltuiel de capital se suplimentează capitolul 5402, protecție civilă, cu suma de 10.000 de lei și capitolul 6702, cultură, recreere, religie, cu suma de 63.000 lei. Se diminuează capitolul tot la cheltuiel de capital, capitolul 5102, administrație locală, cu suma de 73.000 lei. Se diminuează capitolul 6502, învățământ, cu suma de 150.000 lei și se suplimentează capitolul 67, am făcut o modificare, o rectificare, nu 70, 6702, cultură, religie, recreere. Se suplimentează capitolul 7002, dezvoltare publică și locuințe, cu suma de 1.750.000 lei, din care pentru SCD de PPI sau ONE, suma de 1.300.000 lei, atât pentru luna noiembrie, cât și parțial luna decembrie 2017.
Din depășire de venituri de 780.000 lei se suplimentează și capitolul 5602, transferul cu caracter general pentru copiii instituționalizați, cu suma de 349.000 lei, iar diferența fiind dusă la capitolul 70, dezvoltare publică și locuință. Cu adresa 71.011 din 2017, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești solicită alocarea sumei de 6.000 lei în vederea achiziționării și montării unei stații de sonorizare. Facem precizare că cheltuielile de capital s-au redus în sumă de 1.350.000 lei și s-a suplimentat capitolul 7002 dezvoltare publică și locuințe pentru achitarea facturilor de utilități, prestări, servicii, atât la SCTPP Onești, cât și la ADIS sau RAJ. Pentru continuarea lucrărilor la obiectivele de modernizare la secția Medicină Internă, Neurologie și ORL, Oftalmologie, Spitalului Municipal Onești, se suplimentează lista de investiții la capitolul 6602 Sănătate, cu suma de 289.000 lei, sumă ce va fi suportată de către Consiliul Județean Bacău, prin adresa numărul 537 din 2017, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protoieria Onești, solicită sprijin de la bugetul local pentru continuarea lucrărilor la pavilioanele 2, 3 și 4, ceea ce impune suplimentarea bugetului la capitolul 6702 Cultură, Religie, Recreere, suma de 100.000 lei, sumă cu care se modifică anexa numărul 11 la hotărârea Consiliului Local 45 din 2017, care include și suma de 75.000 lei destinată pentru alte activități ale instituției. Modificările survin și în lista de investiții pe capitolele menționate. Bugetul rectificat al municipiului este prezentat în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Lista de investiții modificată al municipiului Onești este prezentată în anexa numărul 2. Anexa numărul 11 la hotărârea Consiliului Local 45 referitoare la sumele alocate pentru finanțarea unor proiecte, activități educaționale, alte activități organizate de municipiul Onești modificată este prezentată în anexa numărul 3. Bugetul rectificat al Spitalului Municipal Onești este prezentat în anexa numărul 4. Lista de investiții modificată aparținând Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca este prezentată în anexa numărul 5. Față de cele prezentate, rog să analizați și să dispuneți în consecință. Comisia de specialitate. Discuții pe marginea proiectului. Apar o întrebare, suma de 13 miliarde pentru DPF, la ce sunt folosite? Este vorba de bugetul pentru luna noiembrie. Salariile. Pentru prestările de servicii pe care le există. Nu mai este buget, dar pentru noiembrie de servicii. Și asta e suma pentru noiembrie. Asta este parțial de ce? Întrebare, este posibilitatea ca aceste rectificări la DPP să facă obiectul unui proiect separat față de această rectificare de bugetul la nivelul ansamblu? Nu vă rostul. DPP trebuie să funcționeze. Nu poate funcționa decât cu bani. Nu e posibil. Rectificarea se face la nivelul bugetului local. Poftiți. Da, va mai urma o rectificare la DPP, o să vedeți ceea ce spuneam data trecută, în fine. Este rău că se iau bani de la investiții ca să finanțăm cheltuielile de funcționare, dar va trebui să încheiem acest an cu bugetul pe care îl avem și poate pe viitor o să învățăm. O singură precizare, pentru că este domnul consilier care este administrator la spital și am văzut și lista de investiții și vă rog să nu mă luați în râs, că chiar vorbesc foarte serios. Vă rog să-i transmiteți, doamne director, că este mare nevoie la pediatrie urgență de un dispozitiv pentru verificat urechile la copii. Pediatrie urgență, am spus, da. Am fost de mai multe ori copilul și am fost trimisă la privat, pentru că la urgență nu există acel dispozitiv, până să aia sau ce este ca să verifici urechiușile la copii. Vă dați seama, ei sunt mici, plâng, nu știu de ce plâng, nu poți să te uiți să verifici urechile și dacă ai noroc o să fie cineva la privat, dacă te duci la un program la o oră rezonabilă, ți-l poate verifica un orelist. Dacă nu, luăm așa, prin eliminare, că ar putea fi asta, că ar putea fi asta. Nu cred că este un efort extraordinar. Sincer, am pus să-l cumpăr eu, am zis că poate trebuie omologat, trebuie de la anumite firme. Deci, acel dispozitiv pentru verificatul recușurile la bebe, la copii mici care nu se pot exprima, cred că se poate achiziționa
la spital. Vă rog să-i transmiteți. Eu sunt un postul de administrație, le-am pus suplean, dar n-am fost niciodată invitat, chiar să-i transmis pe personal, doamnei director. Există un proiect la nivel de minister pentru dotarea tuturor spitalelor cu asemenea aparate. Noi am făcut demersul pe minister și posibil la acceptăm de viitor să primim acest aparat. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, se abține cineva? Mulțumim, o zi bună!